urăm succesuri în poziția respectivă, dar la PDL, nu la PSD. Da. Vorbim de crimă organizată și ne uităm la domnul Nețoiu. Domnul Nețoiu, care are foarte multe probleme, a fost adus pe ban la Ilfov de domnul Gabriel Oprea și a venit cu galeria de la Dinamo și de nu mai știu unde. Deci, haideți să fim serioși. Domnul Nețoiu a adus niște oameni acolo și domnul Nețoiu este un PSD-ist exact cum sunt eu acum dalmațian. Domnul Nețoiu trebuie să-și vadă problemele și dosare care are în instanță și infracțiunea care le-a făcut cu societățile comerciale pe care le are în momentul de față. Nu să se ocupe el de politică. Nu ne reprezintă domnul Nețoiu pe noi. Dar are cum să ne reprezinte. Nu face obiectul domnul Nețoiu. Este o chestie așa, o virgulă în treacă. Domnilor și domnilor, așa cum vă spuneam, suntem acum în direct și cu domnul Gigi Nețoiu. Bună seara! Sunteți o virgulă sau nu? Un reprezentant al crimei organizate? Acum, la pregătirea domnului Vanghelie, e posibil să fiu și o virgulă. Dar, din câte cunosc eu, el are o pregătire mai precară. Iar dacă îl întrebați ce înseamnă crimă organizată, nu știe să explice. El s-a obișnuit, în momentul în care nu-i convine ceva, să iasă la televizor și să acuze pe toată lumea. Da, probabil că mai devreme sau mai târziu, și eu cred că marea majoritate a membrilor PSD s-au cam convins cine este Vanghelie. Și din de astăzi, ce ar trebui să înveți acești membri PSD? Eu cred că domnul Vanghelie și-a depășit puțin atribuțiunile chiar pe linie de partid, în momentul în care acuză o întreagă organizație. Și pe scurt vă voi relata ce s-a întâmplat. Deci eu după 1 decembrie n-am mai fost la sediul organizației PSD Ilfov. Ieri în jurul orei 17, domnul președinte executiv Gigi Roman ne-a convocat pe toți. S-a luat o hotărâre în comitetul executiv de o acțiune de susținere a domnului Oprea. Să nu uităm că PSD Ilfov are 40 de organizații și fiecare organizație a venit cu 10-12 oameni. S-a hotărât să mergem să depunem memoriu și ne-am deplasat practic 50 de metri pe trotuar. Nici n-am intrat pe stradă, nici n-am făcut meeting. La sediul partidului s-a strigat Oprea, PSD Ilfov, inclusiv Joana. Deci n-a fost nicio acțiune de forță, absolut nimic. Să nu uităm că domnul Vanghelie a încercat să-și impună omul dânsului pe domnul Voicu. Iar Comitetul Executiv al PSD Central a hotărât, sau prin voturile care s-au exprimat, domnul Oprea a câștigat acest concurs și probabil că dânsul a vrut să nu rămână dator. Iar regia că domnul Băsescu ar fi în spate și că ar vrea să-l acoleze, astea sunt mai mult niște scenarii ale unui om bolnav, așa cum este din punctul meu de vedere acest Vanghelie. Dar spuneți-mi, cum s-a ajuns la această performanță, cred că unică în istoria post-decembristă, ca un ministru să rămână mai puțin de 3 săptămâni în fruntea instituției pe care trebuia să o reformeze? E greu de explicat. Eu nu sunt în măsură să spun nici dacă domnul Oprea a greșit sau n-a greșit. Din câte a explicat în conferința pe care a avut-o de presă astăzi, nu s-a spus, domnule, eu nu mi-am depășit atribuțiunile, cei 4 secretari au fost de la PSD. Mai departe, eu nu știu nici dacă domnul Joan a avut o discuție cu domnul Oprea. Nu a avut nicio discuție, dar lucrurile s-au derulat exact așa cum a spus domnul Vanghelie. Iar domnul Vanghelie a încercat în această perioadă, nereușind să obțină postul de ministru de interne, să numească șeful direcției de informații. Domnul Oprea n-a fost de acord și de aici au început discuțiile. Așadar să fie doar o răzbunare în interiorul partidului? Păi domnul Vanghelie spune că nu mă cunoaște. Domnul Vanghelie, amintesc, când era domnul Oprea prefect în 2002, ne vedeam mereu la domnul Oprea în birou și atunci, din câte mă amintesc, eu mă cunoștea. Acum probabil că a ajuns prea mare și nu mai cunoaște cine e membru PSD sau cine nu este. Dar, mă rog, este o atitudine a dumnealui și n-am ce să comentez. Atâta probabil că poate.
O întrebare, facem precizarea că am încercat să-l contactăm și pe domnul Vanghelie, dar acest lucru nu a fost posibil, evident, pentru un drept la replică. O ultimă întrebare în ceea ce-l privește pe domnul Oprea, pentru că pe lângă toată această poveste legată de demisia domniei sale și de numirea în funcția Direcției de Contrainformație a domnului Virgil Artelean, domnul Oprea a mai stârnit ceva în guvernul actual. Vă aduceți cu toții aminte, practic, de la scandalul de presă prin care domnia sa a fost acuzat că a primit toate acele salarii compensatorii pentru înainte de pensionare. S-a născut practic și această ordonanță a guvernului prin care bugetarii trebuie să opteze între salariu și pensie. Întrebare, a meritat ca domnul ministru să renunțe la acele salarii compensatorii de aproape un miliard pentru o funcție de ministru de mai puțin? Acum de eu vreau să vă spun ceva. Deci domnul Oprea a venit la PSD Ilfov în, dacă nu mă înșel, în 2003. Atunci PSD Ilfov avea un procent de 18%. La mai puțin de un an, în următoarea lege, din 2004, PSD Ilfov a înregistrat 48%. Deci acolo sunt niște oameni care sunt serioși, niște oameni care chiar au făcut și au muncit pentru PSD. Și încă o dată vă spun, n-are rost să amestecăm dacă un om a greșit sau nu a greșit cu o organizație întreagă. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Apropo de ordonanță, domnule Prigoană, am făcut și săptămâna trecută o emisiune pe această temă. Atunci prezentam declarațiile domnului Boc, care spunea că în cazul unor categorii sociale, cum ar fi actorii, profesorii, chiar și în cazul medicilor, există ceva variante pentru a reuși să treacă de prevederile ordonanței, astfel încât persoana respectivă să rămână și cu veniturile salariale, dar și cu pensie. Se indicau câteva metode, convenția civilă sau drepturile de autor. Acum, de exemplu, în cazul actorilor, citeam cum trei mari teatre din capitale au fost deja sămate de primăria Bucureștiului ca în cazul actorilor pensionari să opteze între salariu și pensie. Până la urmă, pe cine să credem? E foarte simplu, trebuie să opteze între salariu și pensie și dacă doresc să rămână pensionari, în cazul pensionarilor, actorilor pensionari, își fac contract pe drepturi de autor. Deci renunță la salariu, rămân pensionari și rămân pe contract de drepturi de autor. Dacă vor să rămână salariați, trebuie să renunță la pensie. Asta era varianta. Și a fost o problemă cu însoțitorii pentru persoanele cu handicap, dar cred că lumea n-a înțeles. Dreptul e al handicapatului, a persoanei cu handicap, nu al însoțitorului. Și banul primește persoana cu handicap, nu însoțitorul. Banul și însoțitorul pentru munca prestată. Pentru munca prestată, dar dacă persoana cu handicap are opțiune, poate să angajeze pe cineva însoțitor sau poate să obțină suma. Nu e obligat ca să încadreze pe cineva. Banii nu-l ajută. Banii nu-l ajută. Ba da, pentru că în majoritatea... Banii îi ține pe noptieră. Trebuie să-i dea cuiva. Domnul Ioniță, 99% din cazuri, însoțitor e un membru al familiei. Da. Și atunci, dacă primește banii, în familie. Mama, tata, frate, deci banii sunt în familie. E vorba de dreptul persoanei cu handicap. Dar s-a extrapolat să spunem, domnule, cum au fost de... asupriți handicapații care necesită însoțitor. Cum au fost asupriți actorii, cum au fost asupriți medicii. Eu nu cred că a fost nicio asuprare, cred că e o dreptate socială din punctul meu de vedere. Și medicii care pleacă acum pe capete din nu, medicii cum... până acum au plecat, domnul Ciorbea, și îmi pare rău că nu v-am adus nu vorbim de medicii care au plecat în străinătate. Știți de ce au plecat? Vorbim de știrile de azi. Avut loc, domnul vorbim Ciorbea. De știrile de azi, privitoare la zeci de medici da, din spitale, optează, etc. Care optează pentru pensie ca o pensionar da. Și pleacă în viața privată la clinici așa. Private. Și cine le ia locul? Nu vă îngrijorați, domnul nu? Ciorbea. Nu vă, nu vă îngrijorați. Nu am probleme. Cu altceva decât nici să, cu medicii, nici cu profesorii, într-o nici cu nimic. Ordonanță. Ce vorbești, domnule? Păi minerii, păi ce toate vorbești, domnule? Cine vota primul acolo, domnule? Știi cine era primul care vota? Cine vota, știi? Domnule? Cine? 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 Președintele Băsescu. Și dumneavoastră ca premier, și tot grupul PDL. Atâta să conduceți un ce vorbești, guvern încât se dați aia era situația țării. Că ați furat băncile
și a trebuit să le ținem pe toate în picioare. Ați permis, noi, noi am permis. Dumneavoastră ca până în 96 s-a furat. Dumneavoastră ca păi înseamnă că ești ultimul mincinos dacă spui așa ceva. Păi dumneavoastră, orice, orice om din țara asta știe că s-a furat până în 96. Și cum ați venit dumneavoastră să cu cel mai mare șomaș da, din și-a România. Trebuit să păi luăm măsuri ca să...